Premierul României și ministrul economiei au participat marți la ceremonia de semnare a acordului de joint venture. Potrivit lui Ciucă, în curând se vor construi încă 133 de transportoare blindate. România devine una dintre primele țări unde se localizează producția tehnică și de echipamente militare moderne, a declarat prim-ministrul României Nicolae Ciucă marți la ceremonia de semnare a acordului de asociere joint venture. El a adăugat că România poate deveni exportator regional de echipamente din industria de apărare. Este cât se poate de evident faptul că prin acest demers putem să constatăm un grad ridicat de încredere pe care partenerii noștri strategici îl acordă țării noastre într-un context de securitate deosebit și care se concretizează în transfer de tehnologie și know-how în industria românească, în economia românească. Discutam cu cei care s-au implicat nemijlocit în acest proiect și îmi spuneau că trebuie să reprezinte un moment de mândrie, nu numai pentru cele două companii, dar și pentru noi, pentru faptul că România devine una din primele țări unde se localizează producția de tehnică și echipamente militare moderne. Cred că este important să subliniem că valoarea obligațiilor de compensare este de aproximativ 297 de milioane de euro, sumă din care până acum s-a realizat implementarea aproximativ 55 sau 56%, valoare ce este specifică primului contract subsecvent și, așa cum spunea domnul ministru, urmează derularea celui de-al doilea contract subsecvent și, desigur, demararea procesului pentru realizarea celorlalte 133 de transportoare.